Accidentul s-a petrecut la intersecția străzilor 22 decembrie și Iuliu Maniu. Autobuzul implicat în accident circula pe ruta Bocșcoiu-Mare-Sighetu Marmației, iar în momentul impactului, în mijlocul de transport în comun se aflau șoferul, 4 călători și taxatoarea, dar din fericire nu au fost răniți. Mașina care nu a acordat prioritate a fost grav avariată, una dintre pasagere fiind încarcerată. După ce a fost scoasă din mașină, femeia a avut nevoie de îngrijiri medicale. Sosit la fața locului și tatăl șoferiței a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce, din cauza emoțiilor, i s-a făcut rău. Toți șoferii implicați în evenimentul rutier au fost testați cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost zero. Oamenii lege au făcut cercetări la fața locului pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs evenimentul rutier.